că mi-a mai prins de data aceasta. Nu mai am absolut niciun eveniment. Pur și simplu, eu sunt în delir după parfumurile de nișă. Pentru că odată cu înaintarea în vârstă, să știi că am devenit foarte selectivă și îmi caut acel parfum care se identifică cu personalitatea mea și să știi că atunci când alegi un parfum, trebuie să ai o anumită stare. Da, pentru că el își schimbă mirosul după starea ta. Am nevoie de customer service, așa că, iată, trebuie neapărat să am un ajutor, pentru că fără expertiza unor oameni care sunt foarte bine trainuiți și care cunosc toate aceste parfumuri, nu pot să reușesc, pentru că o să mă pierd în magazinul ăsta și nu o să mai ies. Întreba mai devreme în ce stare sunt. Păi, draga mea, uite, aș vrea să fiu într-o vacanță, într-o cameră de hotel și aș vrea să rămân într-un lift. Băi, dacă așa stai, e parfumul... Stai puțin, că imaginația deja... Asta este parfumul nivel în care rămâi blocată în lift cu un stranger, cu un străin. Și miroase, nu vrei să știi cum miroase. Apropo de mirosit, vreau să aud sfatul specialistului cum facem să ne dăm seama de mirosul parfumului. Îl testăm aici la încheietura mâinii, îl testăm pe hârtie. Cum facem? E o întrebare foarte bună. În funcție de starea pe care o avem și de disponibilitatea olfactivă, pentru că putem să mirosim undeva până la maximum 6 parfumuri deodată, recomandarea este să mirosim inițial pe un blotter, iar dacă ne place respectivul parfum, cu siguranță îl punem pe piele, pentru că vrem să vedem cum miroase pe pielea noastră, în funcție de pH-ul nostru, cum se dezvoltă acest parfum. Deja am mirosit câteva parfumuri, deja nu mai simt mirosul atât de bine. Înseamnă și ce facem? Boabe de cafea sau așa, cum era? Boabe de cafea? Îmi bag nasul boabele de cafea? Da, sigur, niște boabe de cafea. Așa. Să faci o pauză. De ce? Dar și de ce? Cafeaua cu are miros. Pentru că boabele astea au mirosul foarte intens și atunci ne distrag atenția de la parfumurile pe care deja le-am mirosit. Însă și ea are un miros destul de puternic. O alternativă ar fi să bem niște apă plată. La fel, facem o pauză, ni se schimbă și gustul, gustul influențează mirosul și atunci... Plus că, din câte știu eu, în parfumurile de nișă există uleiuri esențiale chiar și cu note luate din cafea. Deci, mai bine apă. Astăzi, după starea mea, am ales aceste parfumuri și acum aștept consilierea din partea ei să vedem care este cel mai bun pentru mine. Cel mai important este ca tu să porți parfumul, nu parfumul să te poarte pe tine și atunci trebuie să fie unul cu care te identifici, să simți că te reprezintă și că spune ceva important despre tine. Ce vrei tu să transmiți până la urmă? Dar trebuie să existe doar un singur parfum, adică, de exemplu, când mă duc la un eveniment, să se spună: pe aici a trecut Dana Savoică. Nu neapărat. Nu. Noi suntem de părere în Young Niche că monogamia în parfumerie nu mai este la modă. Până la urmă, poți să ai câte un parfum pentru fiecare stare, pentru fiecare loc în care te duci, pentru fiecare... Și preiem în aer, putem să fim mai generoși și după aceea trecem noi, pentru că vom prinde acei câțiva vapori și atunci facem așa. Așa trecem. Voilà. Ei, voilà. Gata. Deci ne-am ales parfumul, ne-am parfumat. Acum ce mai facem? Rămânem aici, nu-i așa? Acum plecăm în vacanță. Nu știu, eu mă duc pe cameră.